Primul maraton de vaccinare din Comrat s-a desfășurat cu succes. Astfel, de dimineață, zeci de oameni au stat în rând în fața policlinicii din municipiu pentru a se imuniza. Oamenii au avut de ales între patru tipuri de vaccin. Este vorba despre Pfizer, Johnson & Johnson, Sinovac și Sinopharm. Până la amiază au reușit să se imunizeze aproximativ 300 de persoane. Totodată, astăzi și în alte localități din regiune au funcționat centre de vaccinare. Dis de dimineață, oamenii au făcut cozi pentru a se imuniza. Mulți au spus că au venit să se vaccineze pentru că sunt îngrijorați de pericolul pe care îl prezintă virusul pandemic. De mult plănuiesc să mă vaccinez, dar nu am avut timp pentru a veni. Am găsit timp și am reușit să mă imunizez. Mă simt foarte bine. Totul este în regulă, mă simt bine. Suntem obișnuiți să ne trezim devreme. Nu ne-a fost greu, mai ales să ne vaccinăm. Este foarte bine organizat acest maraton. Încă nu m-am vaccinat, dar totul va fi bine. Responsabilii din sănătate spun că scopul maratonului este de a imuniza cât mai mulți oameni, conform datelor oficiale. Până în prezent, rata generală de vaccinare în regiune este de aproape 8%. Oamenii au venit să se imunizeze chiar de la 7 dimineață. Ei au format coadă. În clădirea policlinicii din Comrat am organizat 4 puncte de vaccinare, astfel încât oamenii să nu stea mult în rând, dar și să-și aleagă vaccinul potrivit. Aici, în acest birou, oamenii se vaccinează cu Sinopharm, iar aici Johnson & Johnson. Cei care se vaccinează cu Sinovac se duc în capătul coridorului și cu Pfizer la etajul întâi. Este primul maraton de vaccinare organizat în regiune. Procentul de imunizare în autonomie este unul mic. Noi dorim să mărim numărul celor vaccinați pentru că vaccinarea este singura soluție eficientă de luptă cu virusul pandemic. Sarcina noastră este să convingem cât mai multă lume să se imunizeze. Maratonul a fost organizat de către Direcția Sănătate de la Comrat în parteneriat cu Direcția Regională pentru Situații de Urgență și autoritățile publice locale. Între timp, un maraton de vaccinare a fost organizat astăzi și în orașul Căușeni, iar în raionul Briceni a fost desfășurată o amplă campanie de informare privind necesitatea imunizării. Potrivit Ministerului Sănătății, până la orele amiezei, în Căușeni s-au imunizat peste 300 de persoane. În oraș au fost deschise 4 puncte de vaccinare, care au activat până la ora 17, iar în satele Lipcani, Criva și Răuți, Drepcăuți, Perărâta, Hlina, Slobozia și Răuți, din raionul Briceni, au fost organizate mai multe echipe mobile de vaccinare. Acolo, procesul de imunizare a fost mai activ, astfel încât până la ora 15 s-au vaccinat peste 500 de persoane. Atât în orașul Căușeni, cât și în raionul Briceni, oamenii au avut posibilitatea de a se vaccina.